Un bărbat din Galați și-a pus capăt zilelor chiar în fața blocului în care locuia. Deși avea ordin de restricție, astăzi el a vrut să se întoarcă acasă, dar soția nu l-a primit. Vă avertizez că urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Bărbatul de 51 de ani a fost obligat prin lege să stea departe de soție pentru că era violent. Spune lumea că avea ordine de restricții, n-avea voie, că ar fi avut probleme în familie, dar în rest nu știu. S-a certat cu nevastă și nu i-a răspuns la ușă. Când jandarmii și ambulanța au ajuns la locul tragediei, bărbatul era deja inconștient. Jandarmii gălățieni au fost nevoiți să intervină în urma unui apel 112, unde era reclamat un scandal în familie. Colegii mei au găsit în fața apartamentului un bărbat căzut jos, lângă acesta era un cuțit cu urme de sânge. După 10 de minute de resuscitare, omul nu a mai putut fi salvat. Pacientul este decedat, este un stop cardiorespirator în urma unei plăgi înjunghiate la nivelul hemitoracelui anterior drept, în urma unui conflict familial. Polițiștii vor deschide în acest caz un dosar penal pentru ucidere din culpă.